Chiar nu înțeleg ce este cu prețul ăsta exagerat de mare. Anul trecut am cumpărat un Clasa C 2011 facelift sedan, adus din Germania cu 8.900 de euro, tot benzină 1.8. Brecul ăsta pe care îl prezinți nu valorează mai mult de 7.500 de euro. Hai să spun o chestie. Aici în Germania sunt foarte multe parcuri, adică foarte mulți dealer care vând mașini către export. Aceste mașini care sunt pentru export automat au un număr mare de kilometri, ceea ce înseamnă că cetățenii germani nu mai caută aceste mașini și automat vin persoanele din estul Europei și le cumpără. Ce fac acești băieți? Le-au cumpărat, au dat kilometrajul înapoi, le-au adus în România, în Polonia, în Bulgaria, adică în țările puțin mai dezvoltate decât Germania și le vând oamenilor de bună credință. De aici prețul mai mic pe care l-ai dat tu pe mașină.